Poporul român a reușit să-și păstreze și să transmită de-a lungul generațiilor sale o mare parte din zestrea spirituală și culturală pe care a dobândit-o, contribuind astfel la crearea unei identități specifice. Totodată, în zilele noastre, tinerii nu mai sunt interesați la fel de mult de tradiții, precum părinții și bunicii lor. De aceea, tot mai multe obiceiuri sunt pe cale să dispară. Tradițiile se pierd. Dacă tinerii din ziua de azi uită încet de rânduieli, pandemia i-a îndepărtat și mai mult. Deși anul acesta am avut voie la biserică noaptea de înviere, anul trecut nu a fost așa. Inclusiv colindatul a fost restricționat sau interzis în unele zone. Cu toate astea, oamenii de la sat, care mai păstrează obiceiurile românești, se tem că în timp generațiile următoare nu vor avea interes de a perpetua aceste tradiții. Noi obicim obiciu până o înmuri mamă, că suntem bătrâni, avem 70 și ceva de ani de zile, noi ne ținem obiciul care l-am dovedit de când ne-am născut. Credeți că generația din urmă o să mai cunoască aceste tradiții? Cunoaște, pentru că obiciul ăsta nu se lasă cât va fi pământul, mamă. Oamenii de la sat găsesc o explicație în faptul că tinerii pleacă afară, adoptă alte obiceiuri și uită de tradițiile românești. Dacă tot pleacă de colo-colo, cât au bătrânii acasă, da, dar când nu mai avea, nu mai vin pe aici. Cred că uită că de acum să vede, că de curând cum am și vorbit, că de curând când nu mai fi noi ăștia, câte unul de-ai bătrân, gata, copiii nu se mă uită. Tradițiile s-au născut în anumite conjuncturi ale vremii, într-un anumit cadru socioeconomic care le-a dat semnificație, ori dispărând acel cadru, obiceiul nu și mai are rostul. Totodată, românii sunt fascinați față de tot ce provine din afară, mai ales de la americani. În prezent, cea mai populară sărbătoare preluată este Halloween-ul.